Salutare, prieteni! Vreau să vă arăt Cyanogen Mood 11, 12, pardon, pe Samsung Galaxy S5. O scurtă prezentare, așa. Ce puteți observa ca interfață este interfața AOSP, interfața pură întâlnită și pe device-urile Nexus, Nexus 5, Nexus 6. Practic aici avem aceeași experiență de utilizare întâlnită și pe Nexus 6, da? Cei care aveți un Nexus 6 o să vedeți că aveți aceleași iconuri, aceleași efecte interesante când intrați într-un folder sau când intrați în drawer cu aplicații, da? După cum puteți observa, exact aceeași experiență ca pe Nexus 6, foarte interesant efectul. Haideți să vedem și notificările. Cam așa arată. Poate o să-i fac și o prezentare ceva mai lungă, într-un tutorial ceva. Funcții foarte interesante. Se mișcă foarte, foarte bine, fără TouchWiz. Se știe că interfața TouchWiz folosită de cei de la Samsung îngreunează foarte mult dispozitivul, bateria este foarte grav afectată și device-ul adesea are lag, se mișcă foarte greu, se înțeapă, întâlniți drop frame-uri când navigați prin meniuri și așa mai departe. Folosind un AOSP, un Android pur, simplu, device-ul se va mișca mult, mult, mult mai rapid și bateria o să vă țină mult mai mult. Ce să vă mai zic, așa ca idee, un ROM stock de la Samsung pentru S5 are în jur de 6 GB, iar un AOSP are 200 și ceva de mega, deci de la 6 GB cât bagă Samsung-ul în device-uri până la 200 și ceva de mega e o diferență uriașă. Din cauza asta se mișcă mai bine cu AOSP decât cu interfața TouchWiz, da? Observați cât de fluid este totul, foarte simplu, foarte ușor. Cam atât deocamdată și o să revin cu o prezentare mai în detaliu, mai în amănunt. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!